Deși încă nu s-a luat nicio decizie oficială în acest sens și în condițiile în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 crește de la o zi la alta, este ca și sigur că de luna viitoare se va administra și o a treia doză de vaccin anticovid. Acest lucru a fost confirmat de către directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, Sebastian Mezei, care a mai precizat că în condițiile date se vor redeschide centrele de vaccinare care, de ceva vreme, au fost închise. Decizia de închidere a centrelor a fost luată pe considerente economice, deoarece rata hunedorenilor care se vaccinează este extrem de redusă, iar funcționarea acestora nu se mai justifica. În momentul în care va crește adresabilitatea, și aici discutăm inclusiv de în perioada următoare, probabil că pe mijlocul octombrie o să discutăm de o a treia doză, ne vom reorganiza partea de vaccinare, inclusiv și în Deva și în toate celelalte centre. Acolo unde va fi cazul, vom reactiva, pentru că ele au fost suspendate cumva, aceste centre, și am redus programul și pentru a reduce costurile cu aceste centre, pentru că nu se mai justificau pur și simplu și n-am vrea să irosim banii nejustificat. La momentul de față, în județ sunt active 7 centre de vaccinare cu un program destul de redus, iar procentul hunedorenilor cu vârsta de peste 12 ani care au schema completă de imunizare administrată este mai mică de 25%.